Până pe data de 14 ianuarie 2020, Muzeul Municipal Călăraș găzduiește expoziția de sculptură In Memoriam Vasile Ivan. Mai multe amănunte ne dă directorul muzeului, Florin Rădulescu. În perioada 14 decembrie 14 ianuarie avem deschisă o expoziție In Memoriam Vasile Ivan. Vasile Ivan, un sculptor născut la Radu Negru, adică lângă noi, un călărășan, care a fost profesor de desen și profesor de modelaj la Casa Pionierilor. O expoziție realizată în colaborare cu sculptorul Aurel Contraș. Lucrările prezente în expoziție îi aparțin. O expoziție dedicată prieteniei celor doi. S-au întâlnit pe șantiere de lucru, s-au întâlnit în tabere de creație, în cadrul unor simpozioane de sculptură și au păstrat o relație de prietenie, o prietenie foarte frumoasă. Rezultatul este că, uitați, la 15 ani de la dispariția lui Vasile Ivan, Aurel Contraș realizează expoziții în memoria lui. Vă așteptăm să o vizitați. O mențiune specială aș face pentru sprijinul acordat de Muzeul Dunării de Jos, care ne-a împrumutat această piesă realizată de Vasile Ivan. Mulțumim și vă așteptăm!